Surorile Ana Maria și Andrada au 3 luni și jumătate, respectiv 4 ani, și nu au fost botezate până acum pentru că provin dintr-o familie monoparentală cu probleme financiare. Așa se face că mama lor a apelat la ajutorul deputatului hunedorean Carmen Hărău. Cu ceva vreme în urmă mama ne-a solicitat sprijinul, mi-a solicitat sprijinul la cabinetul parlamentar. Aveam acțiunea asta prinsă în programul cabinetului și am găsit două doamne sufletiste, doamna consilier județean Stănescu și doamna profesoară membru al biroului Organizației Femeilor Liberale de la Hunedoara, care s-au oferit să fie nașă și moașă în bună tradiție românească a botezului. Surorile au fost botezate așa cum cere tradiția. Nașele a fost fetelor Vetuța Stănescu, consilier județean PNL, iar moașă Mihaela Popa, membru a Organizației Femeilor Liberale din județ. E extraordinar pentru un om să creștineze, să ducă un păgân în biserică, să scoată un creștin. Apoi, pentru că familia este una cu puține posibilități financiare și modestă și noi, femeile liberale, ne-am gândit că putem să facem un lucru nobil și extraordinar. Sunt emoționată că pot să fac bine pentru altcineva. Sunt convinsă că o să le urmăresc evoluția fetițelor și îmi doresc lucrul ăsta. Acum și pururia și în vecii vecilor. După ce slujba de creștinare s-a terminat, mama celor două fete, vizibil emoționată, a declarat că le mulțumește tuturor pentru ajutorul acordat. Am mai avut emoții, da, un parcurs foarte frumos. Îi mulțumesc la bunul Dumnezeu și la doamna Carmen că m-a ajutat să-mi creștinez fetițele. Dovedind că are un suflet mare, Carmen Hărău a fost cea care s-a ocupat îndeaproape de organizarea fericitului eveniment la care au luat parte mai mulți liberali din județ.